Uite, suntem aici la... Uitați! Ce off-road, domne, sportul. Dani, trage mașina. Da, ce frumos. Acum trebuia scris numele cu markerul. Da, numele meu. Frumos. Motomex. Da, și mașina. Am văzut că ai două troli. Da, unul pe față, mai e trolul mecanic. Aha. Trolul mecanic și ăsta e trolul pentru spate. Aha. Trolul mecanic merge și la față. Ca la TAF. Da, e mecanic, da. A, și cilindra aia care acționează. Ala acționează, da. Wire sau da, wire? Foarte puternic. Ce motor ai? Ce motor ai pe el? Domnule, de BMW, motor de BMW, de 3. Aaa, dar la M57? Ce motor ai pe el? Un 9. Un 9. De Volkswagen. De Volkswagen? Da, da, e de Volkswagen. Auzi, să folosesc 1.9 de Volkswagen sau M57, astea e cel mai simplu de modificat. Români? Asta să-i dai drumul, nu te legam că... Sănătate să aveți! Doamne, aveți o mașinărie foarte frumoasă. Ce motor aveți pe ea? De 2 litri Volvo. Volvo? 2-3. Volvo. Și aveți radiatorul în spate sau în față? În spate. Foarte mișto. Hai de mine. Domne, câte coasă o gumă de asta? Gumă? Este expensiv, e cam frum, domnul, 800. 1600, e bine, traseu, schimb roțile. Hai de mine. E mai scumpe roțile ca mașina. Ala da. Îl umpli cu apă, domnul, să aibă bugăt. Oxigenată îi dau. Deci oxigenată? Apă oxigenată. Ăla e intercooler-ul ăla. Da.
Motorul, apa că e de Nissan. Nissan. De 3? 2.8. 2.8, da? Putere mare ca dracu. Ce zici că te face să câștigi? E mașina sau șoferul? Șoferul. Șoferul? Cine e șoferul? Copilotul. Copilotul, ai? Copilotul ăla trebuie să știi, te deranjezi, dirigează-mi trebuie. Deci altfel e o mașină destul de stoc, intercooler acolo, motorul 2.8 ai zis? E standard B. Baterie de cât e? De 90? Că la mine la BMW au aceeași baterie. Dumneavoastră sunteți o zi, o zi? Nu! Nu? Ce sunt faci, domnul Răzvan? Am venit să ne distrăm. Și noi. Lăsăm și mâine. Și noi. Campăm aici și vin și mâine. Domnul, cum navigați? Ați învățat traseul? Direct în prima? Atâta? Și unde știi ăsta? Să-ți kilometri îți indică unde ești. Folosim în paralel. Ah, înțeleg. Deci nu ai GPS, pleci după aia. Ești GPS aici. Are GPS. Foarte interesant. Le folosim în paralel. Tu trebuie să ții după el în continuu. Mersi frumos. Uite, am mai văzut și la alții, au două manele de frână. Ăsta mai are ceva acolo, încă o șmecherie cu aer. Înțelegi? Folosește pe telefon traseu și pe hârtie ăla de acolo. De asta are tot așa două manele de frână separate, acolo pe ecrane arată kilometri exact, nu se știe să facă curba unde trebuie. Dom'le, ce faceți dacă greșiți un viraj? Trebuiați cu pilotul, nu știu. Trebuie să fii tare atent, da? La numerele astea, la caiet? Da, da. Ai. La întoarce. Să aveți succes! Dom'le, aveți copilot bun? Eu sunt copilot. Tu ești copilot. Am întrebat pe unul, dom'le, ce te faci să câștigi? Mașina, șoferul, ci copilotul. Da, da, asta o să fie șoferul aici. Da, liniștit că dacă nu-i place, îl pun la volan și mă bag eu copilot. Ați fost pe traseul sau din prima trebuie să merge așa? Din prima, e da. Deci nu ai verificat traseul înainte. La ce s-a sea? Ah, văd aici. Am văzut că ați au frâne. Ah, și tu ai frâne separate. La ce te ajută aia? Să virezi brusc? Blochează roata și se întoarce pe loc. Ca la tractor. Ah, la șmecheria. Ca la tractor, ai? Frânezi numai o roată de pe spate. Și cu accelerație te întoarce. Ai copilot bun? Domnule, cât costă un cauciuc de ăsta, domnule? Ceva la 2000 de lei. Mai să nu-l tai, ai totuși mecheria, domnule, da. Ferești. Da, am făcut ceva la vreo 1800 și acum nouul lot, am înțeles că o scumpi foarte mult. Da, domnule, de ce ai manetele astea două? Frâne, pe fiecare roată. Aaaa. Pe roată independentă, pe spate. Îmi place că l-ai făcut din cheie, din aia de la cheie tubulară, foarte mișto. Da, n-am avut, am comandat odată, deci mi-a comandat înainte un concurs și nu mi-a ajuns, sunt timp util. Tu trebuie să improvizezi. Da, arată foarte bine, ce să zic. Și chiar, chiar foarte solide. Foarte solide. A, văd acolo acționează. A, ca și dat de frână, hidraulică. Da. Ce ai făcut acum? Robinez. Așa, robinez pe fiecare. Pe fiecare până în parte, față-spate. Se văd că ghidonul dai jos ușor, dai să nu te încurce. Păi nu pot să mă urc în mașină dacă nu dau jos. Nu-mi cap. Ăla sigur să nu poate ieși? Are siguranță. Înțeleg. Foarte șmecheros. E vânzare, dacă aș fiți interesat. Am două canamuri. Dar nu contează că... Le dacă... vinde și după aia. Le ne dau mai în cap pe una. Chiar am zis unde mergem noi canamurile. E foarte frumos, e și mare, e și așa și asta. Dar nu poți intra, până intrăm noi, pentru lemne, pentru... Român? Hungary. A, Hungary, tu? Is Hungarian as well? Yeah. I ask him what is that exhaust pipe in there?
Do you got the same exhaust pipe just out? Yeah. What sort of motor do you got on it? Cattle, Sprinter. How many horsepower? 300. Plenty. I hope you win, okay? Thank you.
curs să îi curge puțin ulei aici pe la singură, pe la singură direcție, dar foarte puțin, e o problemă. Așa, ăsta e servul de distanță. Cabă la troliu. Mai că e doba la scuterul ăsta. La acolo e turbo. Turbo și galeria de admisie direct afară. Asta e admisia de aer. Așa, asta e partea rece de compresorul de aer și acolo e partea caldă, partea de la turbo, dintre fumul. Iar eșafamentul e direct afară. Ne uităm aici înăuntru. Au scaune sport. Aici aveau tablete, uite și cu ei au stingător aici la îndemână. Așa. Stingător și cu tabletă și ăsta are frâne separate pe stânga-dreapta, toate acționate hidraulic. Așa, probabil că mai aici are reductorul și cutia de viteză, mai multe chestii ce are el aici. Are centuri în 4 puncte și acolo stare o stație CB. Așa, aici e inletul de aer care merge direct la filtrul de aer și îl pom la turbo. Ne uităm în spate. Ok, avem telescopile astea foarte mari. Ăsta e bară de torsiune. Bară de torsiune. Ne uităm acolo în spate. Ăsta este troliu. Dar cred că e un troliu acționat mecanic. Și uite acolo are o frână, genul ca la TAF. Dar nu cred că e electric. Uite, are, da, electric, are sârmele astea foarte groase. Dar are acolo o frână care poate să-l oprească. Uite aici e radiatorul, ventilatorul, ca să plăcească apa. Uite aici roata asta mare. Uite aici e interesant. Astea sunt rezervoarele cu gaz de la telescoape, uriașe. Foarte mari. Foarte mari. Ne uităm la ultimii Maverick X3. Uite aici brațul ăsta e absolut masiv. Arcul e foarte puternic. Cred că e 14. Asta aici are un ghidaj pentru arc, la mijlocul arcului, ca să nu poată să miște arcul stânga-dreapta, ăla îl ghidează, plasticul ăla. Așa, uitați aici, cred că avem aerul pentru convertizor. Așa, cred, pentru că aerul la turbo e pe partea alaltă. Vedeți, acolo e turbo și acolo e admisia de aer. Asta e ieșirea la tobă. Și acolo așa e cranat. Ecranajul acolo e turbo. Și galeria de admisie. Uitați aici ce rezervor mare are pentru gaz la telescop, absolut uriaș. Pe aici avem filtrul de aer. Înăuntru e simplu și elegant. Avem un bord aici, avem clapete. Avem aici clapete pentru pus cutia de viteză în treaptă mai mare sau mai mică. Așa, acolo avem o tabletă foarte mare. Iar jos avem pentru reverse și înainte și înapoi. Și de acolo se poate schimba vitezele pe low, pe mare, pe high, etc. Aerul la motor e captat cu priza asta. Merge peste motor și prinde aici. Și acolo înăuntru avem filtrul de aer și merge la turbo. Foarte tare. Sistemul ăsta aici e mai deosebit. Brațul ăsta normal merge acolo jos. Deci așa la renegat, merge jos. Ăsta nu numai că nu merge jos, nu merge nici aici, vine aici. Dar după cum vezi, forța pe rulment să fie exact pe mijloc. Să nu tragă rulmentul într-o parte și în alta. Deci foarte interesant, foarte interesant lucru. Cum e, tot așa, telescoape masive, rezervoare de ulei și de gaz mari. Uite, acolo avem servodirecția, care cred că e electrică. Eu cu asta nu am dat, am văzut că nu merge și nu am mai dat. Nu, nu, mă-i fac doar.